Cocoșelul și bobul de mei. Au fost odată un cocoșel și o găinușă. Cocoșelul era un repezit și toate le făcea grăbit, iar găinușa îl tot scălea: Petia, nu fi repezit! Odată, pe când ciugulea în grabă niște boabe de mei, cocoșul s-a înnecat și iată-l întins fără suflare, cu ochii închiși ca un mort. Găinușa se sperie din calea afară și se repezi într-un suflet la stăpâna ei strigând: Stăpână, stăpână, dă-mi repede puțin unt ca să-i ung gâtlejul cocoșului, că s-a înnecat bietul cu un bob de mei. Fugi repede la văcuța noastră, cere puțin lapte și o să bat niște unt, i-a răspuns stăpâna. Văcuțo, dă-mi repede niște lapte ca să bată stăpâna niște unt, ca să-i ung gâtlejul cocoșului, că s-a înnecat bietul cu un bob de mei, spuse repede găinușa. Du-te, spune-i stăpânului să-mi aducă niște iarbă proaspătă. Fuge găinușa la stăpân: Stăpâne, stăpâne, du-i repede văcuțe iarbă proaspătă ca să dea văcuța lapte, ca să bată stăpâna niște unt, ca să ung gâtlejul cocoșului, că s-a necat bietul cu un bob de mei. Fugi la fierar și adă-mi o coasă. O, porni găinușa într-un suflet la fierar. Fierarule, fierarule, dă-i stăpânului meu o coasă bună, ca să dea stăpânul iarbă proaspătă văcuțe, ca să dea văcuța lapte, ca să bată stăpâna niște unt, ca să-i ung gâtlejul cocoșului, că s-a necat bietul de el cu un bob de mei. Fierarul dădu stăpânului o coasă nouă, stăpânul dădu văcuțe iarbă proaspătă, văcuța dădu lapte, stăpâna bătu niște unt și îl dădu găinușei. Găinușa unse gâtlejul cocoșului, bobul de mei alunecă pe gât și cocoșelul sări în picioare strigând din răsputeri: –